in vedere. Sunt Viorel și acum vom vorbi foarte multe despre noi. Suntem în continuare la Sarasons, la un hotel de 3 stele și în prezent suntem foarte bine. Ați văzut adinaori piscina și cele 3 piscine, 2 care sunt foarte mari și una mai mică pentru copii. În prezent este căldură, temperatura de 38 de grade, atinge prognoza de azi. În rest suntem bine și vă mulțumim. La revedere! Jurnalul de azi v-a fost prezentat de Viorel, de la Băile Herculane, de aici, de la sarasons.ro. Găbița! Thank you.
Thank you.
Ah, ti ha ben sfilmato, no? Questa indignazione. Nu mai știu cum arată, știu că e fată. Dar ce-a spus după iapa? Unde? Cred că trebuie să fac o mică prezentare. Trece pe șimnea acum? De grota cu apă. Suntem la Băile Herculane, este ora 16:25. Suntem în data de 15-08-2008. Suntem în a 14-a zi în care ne aflăm la stațiune. În prezent încercăm să ajungem la grota cu abur. Mai multe despre acestea vă va spune doamna care o veți vedea în cameră. Este... grota cu abur. Veți intra pe dreapta așa după punctul galben și veți simți se simte cum se mărunta ele, cum sunt aburii, cum se lucrează. Dacă aș ajunge puțin mai adânc, se văd niște depunere așa pe margine, verzui albastru, deci de cupru, gen ceva de cupru, da? Altceva n-are grota respectivă. Și acum spun, de la grota cu aburi, când ești mai mergi înainte, vreo 5 minute și dai de o fereastră unde să faci imagini de pe Valea Cernei, vezi până departe. Frumos! Mergem în continuare, după cum vedeți, avem semne, avem semnele albastre care ne indică drumul la care vom ajunge la grota cu abur. Nu uitați să aveți echipament cum veți ajunge pe aici. În aceste locuri. Da, încălțăminte corespunzătoare. Priviți săgețile, cum indică. Da, și încolo și încolo. Păi tot aia este. Dacă veți privi, veți da seama că există cutii aruncate de bere, băuturi, la care oamenii pot prin ele să ajungă și acolo. Pe scurtă să fie.
Totul metanic, așa spune Titi, că e acela. Care îl fac. Așa facem tante măinuța. Se port mai puțin. Și mai mai lung, nu? Da. Știu că în 2-3 ore poți să faci un traseu care este interesant. Ai de văzut multe. Animale sălbatice aici se află? Ne-am dus într-o zi spre zisa Balta Cerbului și acolo în pădure am văzut-o. Asta primoară. Cerb, ciopicuri de la distanță, dar domnul când l-a văzut, a zis, care am văzut, a fugit. Dacă ar fi avut, cum se cheamă? Dacă nu s-ar fi exteriorizat așa, cred că eu s-am făcut mai mult, da? Așa, cum se, aia am văzut dispărând. Derutează drumurile acestea care sunt făcute de curtături. La un moment dat îmi place cum e, super. Doamnelor și domnilor, ne aflăm în continuare la Băile Herculane, chiar sus pe muntele undeva, pe Demoglet, așa ni se spune. Vă spune foarte multe, suntem chiar aici, este ora 14, adică ora 16 și cred că 17 fără 5 minute, ce credeți? Haideți să ne uităm să vedem unde am ajuns. În prezent, în continuare, ceea ce vedeți, vedem săgețile care se ne arată spre izvorul, spre Cuna 40 de minute, spre Grota cu Abur 5 minute, de care vedeți și dumneavoastră, în continuare. Ceea ce vedeți acum este chiar pe munte. Priviți unde ne aflăm și unde mă aflu eu în prezent acum. Vom urca pe o stâncă cu un risc de 100%. Și vom vedea cea mai mare platformă. Nu uitați, să nu faceți vreo greșeală. Priviți cât de frumoasă poate fi, doamnelor, Valea Cernei, Valea Băilor Herculane. Ne aflăm chiar pe stâncă. Este chiar unicat ceea ce vedem în față. Priviți, suntem munte lângă munte. Și totul este original și live. Priviți! În prezent, ceea ce auziți pe fundalul muzicii este DJ Bobo. Priviți cât de frumos! În continuare, ceea ce vedeți este uimitor. Ne aflăm chiar pe stâncă, priviți, priviți. Mi-e frică și să mă plec. Ne aflăm pe o porțiune foarte riscantă. Nu uitați, suntem pe cel mai mare munte, Băile Herculane. Thank you.
aici se află pom de conifere, cred. Facem și priviți. Doamnelor și domnilor, este 17:21. Ceea ce vreau să vă spun, am ajuns la acea grotă cu aburi. Întâi să vă arătăm partea de care tot o căutăm. Am ajuns foarte greu, încă 5 minute acolo de unde segețile ați văzut în camera de la vederi, pe cameră. Acum ceea ce vedeți, o să vedeți acea grotă cu aburi. Vom încerca să intrăm înăuntru, ok? Bine.